Polițiștii români, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria, pun în aplicare astăzi, 14 mai, peste 150 de mandate de percheziție domiciliară în vederea documentării activității infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activități legale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și comercializării peștelui, impropriu consumului. În România, polițiștii pun în aplicare 115 astfel de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București, și a județelor Constanța, Călăraș, Dâmbovița, Argeș, Ilfov, Tulcea, Prahova, Brașov, Brăila, Buzău, Vâlcea, Giurgiu și Maramureș. Alături de ei sunt și reprezentanții ai Poliției Naționale din Spania. La rândul lor, polițiștii români participă la acțiunile similare care au loc pe teritoriul Italiei, Spaniei, Franței și Ungariei. Dosarul este instrumentat de parchetul de pe lângă curtea de apel Constanța și având în vedere complexitatea cauzei precum și caracterul transfrontalier, Cazul a fost deschis la nivelul Eurojust, fiind efectuate anchete în Italia, Spania, Franța, Ungaria și Portugalia, coordonate direct de Eurojust și Europol.